Bine v-am găsit la o nouă ediție a horoscopului săptămânii Berbec. În zilele de miercuri și joi e posibil să te racordezi deficitar atât la propria rațiune cât și la simțire. Se prea poate ca una să-ți spună instinctul sau una să crezi despre situațiile cu care te întâlnești și alta să faci ori să spui, fapt care poate ajunge să te frustreze destul de mult. Tocmai pentru că ești cu capul în nori în acest interval, fii atent când treci strada sau ești la volan. Până marți, în jurul amiezii, astrele pun presiune pe bugetul tău care pare să se fi stabilizat cât de cât în ultima vreme. Poate trebuie să-ți renunți abonamentul la sală, să mergi la coafor, ori se apropie ziua de naștere a partenerului sau a copiilor și se întrezăresc cheltuieli consistente. Dacă manipulezi în scrisuri oficiale sau semnezi acte miercuri sau joi, concentrează-te la maximum. Zilele de vineri și sâmbătă perturbă într-o oarecare măsură atmosfera de familie. Probabil se ivesc împrejurări care presupun să afișeze oarecare considerație vis-a-vis de trăirile celor dragi, atitudine care nu-ți prea stă în fire în perioada aceasta. Atâta timp cât nu te implici în jocurile de putere care ar putea începe frontul domestic, poți fi sigur că ceiva al cavalul va și trece. Taur, până și cele mai inofensive vorbe îți pot atinge coarda sensibilă vinerea și sâmbătă aceasta, motiv pentru care ți se recomandă să nu abordezi subiecte delicate în acest interval de zile, dând curs unei confruntări verbale pe marginea unei teme de discuție care în realitate nici măcar nu te atacă direct, ajungi să-ți creezi în propriul rând ție însuți un deserviciu. Rezumă-te la plezanterii. E posibil ca miercuri și joi să fie nevoie să bagi mâna adânc în buzunar, nu numai pentru a plăti eventualele facturi sau obligații financiare care ar putea apărea, ci și pentru a ajuta un prieten la nevoie sau a repune un proiect pe roți. Vinerea, dar și zâmbăta, dacă te prinde la serviciu, poate aduce tensiuni în raport cu colegii de muncă privitoare la unele chestiuni relativ vechi. Se anunță multă voie bună, resete și distracție în sânul familiei tale duminica aceasta, dar toate aceste evenimente par să te scoată la un moment dat din matca ta, fapt care îți displace destul de mult. Adevărul e că aveai nevoie de o astfel de atmosferă energică în jurul tău, dar atunci când agitația devine prea mare, ți-ai dori să se termine cât mai repede. Profită de aceste momente. Gemeni, duminica te surprinde în compania rudelor apropiate sau al prietenilor, anturaj care îți face mare plăcere, dar pe interior s-ar putea să-ți dorești ceva mai multă liniște. De dorit ar fi să nu faci pe invitați să se simtă stânjeniți ori nedoriți în preajma ta. S-ar putea să-ți pară rău dacă atitudinea ta îi gonește la casele lor mai repede decât și-ar fi propus ei. Bucură-te de atmosferă! Interacțiunile cu șefii, dar și cu asociații, colaboratorii sau clienții se pot dovedi destul de problematice miercurea și joia aceasta. Viziunile și părerile voastre par să nu convergă în aceeași direcție, motiv pentru care risc să intri în contradicție cu ei. Vineri și sâmbătă poți depăși bugetul alocat pentru weekend, poate că prietenii și-au propus activități costisitoare. După cum am spus, atmosfera zilei de duminică poate fi pe de o parte extrem de degajată și voioasă, dar poți ajunge să te simți presat de faptul că trebuie să-i faci pe toți să se simtă bine, ajungând în schimb să te simți epuizat de pe urma acestor eforturi. Încearcă să te porți natural și să nu te sforțezi prea tare, pentru că va deveni evident pentru toți că nu te vei simți în largul tău. Dacă îți trec tot felul de gânduri prin cap miercurea și joia aceasta, dar există riscul să fabrici scenarii care se îndepărteze prea mult de realitate și care nu fac altceva decât să-ți creeze griji și temeri care nu și-au rostul. Poate că în privința anumitor situații, cea mai bună strategie pe care ai putea o adopta este aceea de a lăsa timpul să-și facă treaba în timp ce tu te pliezi din mers pe ce vine. Până marți, la orele după amiezii, se cere să faci investiții destul de însemnate în planurile tale de viitor. Dacă intuiția îți spune că ar fi bine să marșezi în această direcție și proiectele tale reflectă cine ești cu adevărat, atunci n-ai niciun motiv să mai stai pe gânduri. În cazul în care miercuri și joi ți se deleagă sarcini care nu se regăsesc în fișa postului, mai bine refuză-le decât să dai greș. E posibil ca ziua de duminică să nu vă găsească pe tine și pe partener într-o dispoziție prea bună. Stările voastre de spirit par să nu aibă nimic în comun, semn că se anunță descărcări de tensiune emoționale destul de intense. Rezistă tentației de a-i aduce aminte celui drag greșeli din trecut și de a exagera pe marginea unor evenimente recente. Ce-o poate plăti cu aceeași monedă. Leu, contextul astral al zilelor de vineri și sâmbătă te sensibilizează atât emoțional cât și fizic, stare de vulnerabilitate care nu ți-e caracteristică și pe care nu ești confortabil să o afișezi în exterior. Tocmai din acest motiv adopți o atitudine agresivă pentru a le arăta celorlalți că nu mor cai când vor câinii. Nu-ți fie jenă să ceri o mână de ajutor atunci când spatele ți-e prea împovărat. În primele două zile ale săptămânii relaționezi productiv cu superiorii și faceți o echipă bună, dar pare să te deranjeze faptul că talentele tale nu sunt puse în valoare așa cum se cuvine, ori nu te regăsești
obosești prea mult în ceea ce faci. Nu te baza deloc pe vorbe, ci concentrează-te pe fapte. Miercuri și joi, mai ales dacă aștepți un ajutor, fie fizic ori material din partea prietenilor. La începutul și la sfârșitul săptămânii te poți trezi într-un conflict direct cu membrii familiei de o vârstă mai înaintată sau chiar din aceeași generație cu tine, dar care au o mentalitate conservatoare. Poate dacă nu te-ai strădui atât de mult să le deschizi ochii sau să-i schimbi, te-ar deranja mai puțin toată această situație. Încearcă să le vezi punctele forte și nu pe cele slabe. Fecioară, în mod normal nu ești amator de atenție, dar toate reflectoarele par să se ațintească asupra ta duminică, surpriza făcând ca popularitatea de care te bucuri să nu-ți displacă deloc. Poate că o parte din tine nu se simte bine când te dai în spectacol, dar atâta timp cât nu faci rău nimănui și nu-ți afectează reputația, ar fi bine să nu pui la suflet aceste conflicte între rațiune și simțire. Se pare că numai gura este de șefii tăi, cel puțin miercurea și joia aceasta. Așteptările lor par rupte din filme științifico-fantastice, iar ceea ce își imaginează ei că poți realiza la mijlocul săptămânii nu poate fi înfăptuit în termenul limită pe care ți-l oferă sau cu resursele pe care ți le pun la dispoziție. Nu te da de ceasul morții, căci vor reveni cu picioarele pe pământ curând. Poate fi destul de complicat să găsești cea mai bună strategie de a-ți împărți timpul între cei dragi și grupul de prieteni vineri și sâmbătă. Nu-ți face griji, vei reuși să le acorzi tuturor atenția ta și nimeni nu se va simți dat la o parte. Dar tocmai tu ai putea ajunge să te extenuezi de pe urma acestor eforturi. Poate că dacă le-ai spune ce presupune acest lucru, ar înțelege să nu te preseze. Balanță, dacă te pomenești cu o viroză, alergie sau un alt fel de disconfort care poate fi asociat gripei sau răcelii, miercurea sau joia aceasta evită să-ți auto-administrezi medicamente văzute prin reclame TV, recomandate de prieteni și mai ales în dozaje după ureche. Risc să nu nimerești concentrația care trebuie și ori să nu-și facă efectul sau ori să-ți agravezi mult mai mult starea. Nu te juca cu focul. Până marți, la orele amiezii, se pot soluționa extrem de facil unele încurcături care țin de spațiul locativ, dar e important să nu te bazezi pe intervențiile așa zisilor oameni de bine, ci pe tine însuți și membrii familiei. Sarcinile de muncă de miercuri și joi vin la pachet cu atât de multe indicații și instrucțiuni încât n-ar strica să-ți iei notițe dacă vrei să nu scape vreuna. Nu se poate spune că te întâlnești vinerea și sâmbătă aceasta cu probleme deosebite de ordin familial sau profesional, dar oricât de mici ar fi acestea în comparație cu altele trăite în trecut, tot reușești să aibă un impact serios pe relația ta de cuplu. Din câte se pare, acestea vor constitui pretextul izbucnirii unui conflict care mocnea din alte motive de ceva vreme încoace. Evită-l! Scorpion, s-ar putea ca miercuri și joi să te încerci o sumedenie de trăiri amestecate care cel mai probabil vor avea o legătură cu viața ta sentimentală. Poate că n-ai nicio certitudine sau prea puțin negaranții cât privește acest sector al vieții tale, motiv pentru care resimți la intensitate maximă tot acest bucium sufletesc. Probabil se cer clarificate anumite aspecte pentru a te liniști pe interior. Colaborarea dintre tine și partenerii de afaceri și clienți se desfășoară în parametri normali la începutul săptămânii, dar ori tu, ori ei încercați să vă impuneți autoritatea într-un mod care vă poate afecta această legătură profesională. Dacă nu ajungeți la un numitor comun, toată această tensiune poate avea repercursiuni pe plan financiar miercuri și joi. Nu întinde prea mult tare coarda. Dacă săptămâna s-ar putea să debuteze cu o confruntare directă între tine și partenerii, scată chiar de la el sau cel mai probabil, conflictul se poate muta miercuri și joi în sfera emoțională. Nu încă pe îndoială că vă potriviți și ați petrecut prin multe amândoi, dar într-un fel sau altul ajunge să vă scoateți ochii din tot felul de nimicuri. Ai multe de câștigat dacă îi spui în față ce te roade. Săgetător, până marți, la orele amiezii, s-ar putea să nu te simți la fel de energic și vivace cum ești tu de obicei. Optează pentru mese frugale și ceva mai multă mișcare dacă te simți balonat sau lipsit de orice chef de viață. E posibil că alimentele grele consumate weekendul trecut să nu-ți fi făcut tocmai bine, motiv pentru care acum e nevoie să schimbi placa. Schimbarea o vei simți imediat. Aparenții se spun toate ingredientele de care ai nevoie la dispoziție pentru a-ți duce la bun sfârșit sarcinile profesionale care ți-au fost delegate lunea și marți aceasta. Dar colegii tăi mai vechi de breazlă potinde să se bage acolo unde nu le fierbe oala. Poate că unele din sfaturile pe care ți le oferă sunt demne de luat în seamă, dar în anumite cazuri caută să-ți faci treaba de capul tău. De miercuri până sâmbătă, inclusiv astrele îți reamintesc faptul că trebuie să-ți îndrepți atenția spre relația de cuplu. Dacă la mijlocul săptămânii trecute problemele de comunicare sunt cele care agită apele pe plan sentimental, odată cu venirea weekendului se aduce sub lupă nivelul amândurilor de dedicare când vine vorba de viața intimă. Cu puțină disponibilitate puteți trece peste orice.
Capricorn, provocările la acest capitol se ivesc cândva la mijlocul săptămânii, mai exact în jurul zilelor de miercuri și joi, când te regăsești într-o stare de tensiune mentală, care te poate face să-ți pierzi direcția. Se prea poate să fii bombardat din toate părțile cu informații contradictorii, iar această încercare continuă contra cronometrul de a-ți semna care sunt reale te poate epuiza psihic. Dacă întâmpini dificultăți în finalizarea sarcinilor de serviciu de miercurea sau joi aceasta, nu te învinovăți prea tare pentru acest lucru. Există indicii conform cărora s-ar părea că nu deții toate datele problemei, motiv pentru care se explică piedicile de care te tot lovești. Nu te jena și cere explicații sau sfaturi din partea colegilor dacă nu reușești nici cum să te descurci ițele situației. În cea mai mare parte a weekendului, mai precis vineri și sâmbătă, ai parte de provocări în raport cu partenerul de viață. Chiar dacă nu ești tu cel care dă tonul acestei situații tensionate, nu înseamnă că te deranjează mai puțin, orică nu se soldează cu victime colaterale. Orice activitate de familie, fie ea de timp liber sau gospodărească din acest interval, s-ar putea termina prost. Vărsător, în mod normal privești cu oarecare detașare orice situație încurcată în care te regăsești, dar se pare că vinerea și sâmbătă aceasta nu îți va fi tocmai ușor să-ți asumi o atitudine obiectivă. Dacă te simți încolțit sau expus pe plan emoțional, încearcă să nu acționezi abrupt, interpresiv sau poate chiar brutal. Ia-ți câteva momente pentru a trece întâmplările care vin prin filtrul logic al rațiunii. S-ar putea să te lovești de dificultăți la locul de muncă chiar în ultima zi din săptămâna lucrătoare, adică vineri. Iar dacă se întâmplă să te prindă sâmbătă la serviciu, e bine de știut că starea de alertă se prelungește până în acea zi. Nu te lăsa ghidat de relațiile de simpatie ori antipatie pe care le ai cu colegii, pentru că randamentul tău poate suferi din această cauză. Pe cât de stabil pare să fie atmosfera de acasă la începutul săptămânii, pe atât se ridică gradele în termometru când vine vorba de tine și cel drag. Dacă instinctul te îndeamnă să pui la îndoială fidelitatea partenerului, provoacă la o discuție pe marginea acestui subiect. Altfel, această îndoială te va măcina încetul cu încetul până duminică, moment în care risci să izbucnești. Pești, dacă au rămas activități restante de săptămâna trecută sau doar ți-ai propus mai multe sarcini de dus la bun sfârșit luni și marți decât sunt ore în zi, astrele îți recomandă să ajustezi programul începutului de săptămână. Mai ai nevoie de vreo câteva zile pentru a-ți intra în ritm, deci nu te sforța peste puteri atunci când organismul tău nu funcționează la capacitatea maximă. Nu te grăbi. Nu fi zgârcit la vorbă luni și marți, mai ales dacă în eventualitatea în care sarcinile aflate în responsabilitatea ta nu ies așa cum trebuie, oalele ajung să se spargă tot în capul tău. E adevărat că nu-ți arde să muncești în echipă la începutul săptămânii, dar nu realizezi nimic dacă te încăpăținezi și faci totul singur, iar rezultatele sunt slabe. Fă un efort și conlucrează cu colegii. Dacă există fisuri în relația cu familia, copiii sau viața intimă, e posibil ca astrele să-ți atragă atenția cândva în intervalul miercuri sâmbătă, că trebuie să iei urgent atitudine pentru a le remedia. Cea mai bună strategie de redresare a climatului din propriul cămin este aceea prin care te concentrezi pe folosirea corectă a argumentelor și a empatiei. Găsește combinația perfectă. Aici se încheie o nouă ediție a horoscopului săptămânii. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!